Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Din tematica împărații lui Israel, Iehu, pe care l-am numit omul jumătăților de măsură. Omul acesta a fost ales de Dumnezeu pentru pedepsirea casei lui Ahab. Amintiți-vă, Ahab a fost cel mai rău împărat dintre regii care au domnit în Israel, dar eu cred că Iehu a fost ales și pentru restabilirea spirituală a Israelului. În 1 Împărați, capitolul 19, în momentul fugii lui Ilie din fața Izabelei, care era gata de răzbunare, Domnul îi vorbește prorocului și citesc versetul 16, să ungi și pe Iehu, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel. El a fost ales de Domnul, ca mulți alți împărați, și aici putem reține că anteriorul Iehu este denumit pentru a fi împărat al Siriei Hazael și proroc în înlocuirea lui Ilie Elisei. Reamintiți-vă ce am discutat, că Dumnezeu este absolut implicat și la bun și la rău, și în Israel și în afară. Dumnezeu n-a scăpat situația de sub control și stăpânește ca un suveran peste tot, măcar că oamenii nu-L ascultă întru totul și de aceea la vremea hotărâtă de Dumnezeu El ia măsurile care se impun în urma vieții sau slujirii oamenilor. Iar în 2 Împărați, capitolul 9, de la versetul 7, este continuată profeția în momentul ungerii lui Iehu ca împărat. Să nimicești casa stăpânului tău, Ahab, și voi răzbuna asupra Izabelei sângele robilor mei, prorocii, sângele tuturor slujitorilor Domnului. Toată casa lui Ahab va pieri, voi nimici pe oricine ține de Ahab, fie rob, fie slobod în Israel, și voi face casa lui Ahab asemenea casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia. Câinii vor mânca pe Izabela în orgorul din Israel și nu va fi cine să o îngroape. Aici s-a încheiat mesajul, apoi tânărul profet a deschis ușa și a fugit. Și dacă întoarcem o pagină, putem citi în 10:17 că misiunea aceasta de distrugere a casei lui Ahab a fost îndeplinită de Iehu. Când a ajuns Iehu la Samaria, a ucis pe toți cei rămași din Ahab în Samaria și a nimicit cu desăvârșire, după cuvântul pe care îl spusese lui Ilie Domnul. El a domnit 28 de ani și după el, potrivit cu profeția dată, a urmat la tron 4 din fiii lui, Ioahaz, Ioas, Ieroboam al doilea și Zaharia. A fost cea mai lungă dinastie din Israel. Să privim la Iehu și la cele ce sunt scrise despre el, sub două puncte. Mai întâi, așa cum s-a strigat când a fost uns, Iehu este împărat, să privim la ceea ce a făcut imediat ce a ajuns pe tron. În capitolul 9, versetul 25, scrie, Iehu a zis căpetenii sale Bidkar, adu-ți aminte că atunci când stăteam împreună, eu și tu, călăr pe cai înapoi a tatălui său Ahab, Domnul a rostit împotriva fiului său hotărârea aceasta. Deci, Iehu a fost ofițer în armata lui Ahab. Se pare că a fost unul din cei apropiați, din moment ce era călăr pe cai tocmai în spatele împăratului. Chiar din faptul că era căpetenie, rezultă că era un ofițer de rang superior. Și acest Iehu a fost omul potrivit pentru a duce la împlinire porunca Domnului, blestemul și profeția de a nimici dinastia lui Ahab. Domeniul militar și apoi cel politic a fost domeniul lui de slujbă. Să citim și felul în care a fost el uns împărat, de la versetul 2, Elisei a trimis pe unul din fiii prorocilor și a zis, când vei ajunge acolo, la Ramot în Galat, să cauți să vezi pe Iehu fiul lui Iosafat, fiul lui Nimshi, să te duci să ridici din mijlocul fraților săi și să-l duci într-o odaie deoparte, să iei sticluța cu un de lemn, să-l tor pe capul lui și să zici, așa zice Domnul, te ung împărat al lui Israel, apoi să deschizi ușa și să fugi fără să te oprești. Două noțiuni de aici. Cred că atunci când se torna un de lemnul pe capul lor, nu era doar un aspect ceremonial.
o putere a lui Dumnezeu se degaja și intra în ei. Amintiți-vă când a fost uns David, Duhul Domnului a venit peste el. Amintiți-vă când a venit îngerul la Gedeon, i-a spus, du-te cu puterea aceasta pe care o ai. Deci, în acel moment a avut loc o investire nu doar în slujbă, ci o împuternicire. Cum a făcut Domnul Iisus când și-a trimis ucenicii, nu doar i-a ales și le-a spus, mergeți în misiune. Le-a și dat puterea corespunzătoare îndeplinirii acelei misiuni. Și de asemenea, este foarte ciudată slujba acestor fii de proroci. Să lungă repede și să fugă. Alt proroc avea consemnul să nu se întoarcă înapoi, să nu mănânce acolo. Amintiți-vă de niște consemne mai grele uneori, ca la Ezechiel. Să stai sute de zile numai pe o parte, să mănânci numai într-un fel, la Ieremia. Să umbli gol și desculț 3 ani de zile. Chestiuni care ar părea canoane, dar care erau absolut necesare să fie îndeplinite de persoana în cauză. Și amintesc aceasta, generalizând, tot ce ne poruncește Dumnezeu, cât ne-ar părea de curios și dacă vezi chiar de năstrușnic, trebuie îndeplinit întocmai. De exemplu, unii se potignesc în spălarea picioarelor. Dar trebuie făcută chiar așa, dar care este sensul? Dacă Domnul a poruncit așa să fie făcută, trebuie făcută. Dacă Domnul ne poruncește vreun lucru sau altul, el trebuie îndeplinit. Fie că noi realizăm integral, fie că pricepem doar parțial. Ce Domnul zice, nouă nu ne rămâne decât de spus amin și de împlinit. Dacă trebuie să fugim, fugim. Ne îndeplinim misiunea, ca și în cazul lui, și facem cum ni s-a spus. Citesc apoi de la versetul 4. Tânărul slujitorul prorocului a plecat în Ramot, în Galad, când a ajuns căpetenile oștirii și de-au jos. El a zis, căpetenie, am să spun o vorbă. Și Iehu a zis, căruia dintre noi toți? El a răspuns, ție, căpetenie. Iehu s-a sculat și a intrat în casă și tânărul i-a turnat un de lemnul pe cap zicându-i, așa zice Domnul Dumnezeu lui Israel, te ung împărat al lui Israel, al poporului Domnului. Când a ieșit Iehu la slujitorii stăpânului său, ei au zis, toate bune? Pentru ce a venit nebunul acesta la tine? Iată ce străinii ajunseseră din noțiunile sfinte. Exact cum spune în Noul Testament, că ce fac copiii lui Dumnezeu, de alții, care și ei se pretind a fi cunoscători al lui Dumnezeu, este socotită o nebunie, uneori chiar declarată pe față. Iehu le-a răspuns, voi cunoașteți bine pe omul acesta și ce poate spune. Cum poate zice cineva, ei au zis în glumă. Eu admit oricare din variante, dar e tot o nebunie din partea cui îndrăznește să spună că lucrarea Domnului e o nebunie, fie în glumă, fie în serios. Dar ei au zis, minciună, spune-ne dar. Și el a zis, mi-a vorbit așa și așa zicând, așa zice Domnul, te ung împărat al lui Israel. Îndată și-au luat hainele, fiecare și le-au pus sub Iehu pe treptele goale, au sunat din trâmbițe și au zis, Iehu este împărat. Vedeți ce repede se schimbă oamenii. Pe dată n-a mai fost nici minciună, nici nebunie. A fost știrea bombă a zilei. Iehu este împărat. A fost instalat în tabără, între militari, deci, cum a fost și el, și de acolo a pornit ceea ce astăzi am putea numi lovitura de stat. Vedeți, Dumnezeu lucrează în diverse moduri. Au fost vremuri în Vechiul Testament când Dumnezeu a operat el pe direct niște lucruri. A recurs uneori la boli, alteori a recurs la plăgi, cum a fost cazul egiptenilor. Alteori a recurs la a-i da pe unii în mâinile unor popoare străine. Aici însă, Domnul a îngăduit ca din sânul țării, dintre ofițeri, să se răscoale unii împotriva împăraților nelegiuiți și să le aducă pierderea. Efectiv, Dumnezeu lucrează atât de variat, încât doar El are dreptul să dicteze cum trebuie făcută o lucrare. Continuăm de la versul 15. În țară era împărat Ioram. Se întorsese să se vindece la Israel de rănile pe care le făcuse sirienii când se bătea împotriva lui Hazael. Iehu a zis, dacă voi să nu lăsați pe nimeni să scape din cetate ca să se ducă să dea de veste la Israel. Și Iehu s-a suit în carul lui și a plecat la Israel, căci Ioram era bolnav în pat acolo. Și Ahazia, rudenia lui, împăratul lui Iuda, venise să-l viziteze. Caraula, deci străjerul,
puse pe turnul lui Israel, a văzut ceata lui Iehu venind și a zis: văd o ceată de oameni. Ioram a zis: ia un călăreț și trimite-l înaintea lor să întrebe dacă este pace. Călărețul s-a dus înaintea lui Iehu și i-a zis: așa zice împăratul, veniți cu pace? Și Iehu a răspuns: ce-ți pasă de pace? Treci înapoi a mea. Caraul a dat de știre și a zis: solul s-a dus până la ei și nu se mai întoarce. Ioram a trimis un al doilea călăreț care a ajuns la ei și a zis: așa zice împăratul, veniți cu pace? Și Iehu a răspuns: ce-ți pasă de pace? Treci înapoi a mea. Caraul a dat de știre și a zis: s-a dus până la ei și nu se mai întoarce. Șalaiul este ca al lui Iehu, fiul lui Nimshi, căci mână ca un nebun. Am citit versetele acestea să ne familiarizăm puțin cu stilul lui Iehu. Îl știau cu mână, cum s-ar putea spune despre alții că mână la volan, ceva stil Iehu. Dar nu doar că îi plăcea viteza, dar era un stil foarte categoric. Omul care nu stătea de vorbă, era ceva stil Ioab. Știți când au venit să-i spună că Absalomul ia undeva agățat, azi nu mai povestesc cu voi. Și l-a lovit urgent. Vedeți, fiecare om are stilul lui. Și uneori este nevoie de astfel de oameni prompți pentru anumită lucrare. Alteori este nevoie de astfel de oameni. Un om al mângâierii, ca Barnaba. Spuneau niște frați într-o biserică: dacă e vorba de o problemă de disciplină, ziceau ei, luăm pe cutare prezbiter. Dacă e vorba de predicat la o mormântare sau de mers la un bolnav, luăm alt prezbiter. Că fiecare e potrivit și bun pentru o anumită lucrare. Să putem găsi omul potrivit la locul potrivit. Că, de exemplu, și altul ar putea să cânte, dar dacă nu are în sine anumite calități, chiar de ordin nativ, și apoi altele încorporate prin educație, nu poate să facă față unui post, unei anumite lucrări. Și când a văzut împăratul că care cum se duce, n-are numai tur, returul nu merge nici la unul, s-a urcat el împreună cu Ahazia, rudenia sa, în car și au pornit. Versul 22. Cum am văzut Ioram pe Iehu, a zis: pace, Iehu! Iehu răspund: ce pace? Ioram a sucit frânele și a fugit zicând lui Ahazia: vânzare, Ahazia, adică suntem trădați. Dar Iehu a pus mâna pe arc și a lovit pe Ioram între umeri. Și săgeata a ieșit prin inimă și Ioram a căzut în car. Deci atât era de prompt în ceea ce avea de făcut, încât n-a mai pus pe altul, cum sunt situații în Vechiul Testament, când era sau tu ia omoară-l. S-a făcut-o el, fără altă comandă să se predea sau să ridice mâinile. Și l-a lovit exact în inimă. Era un militar de carieră. Versul 27. Ahazia, împăratul lui Iuda, când a văzut lucrul acesta, a fugit pe drumul care duce la casa din grădină. Iehu l-a urmărit și a zis: lovește-l și pe el în car. Și l-au lovit la suișul Gur, lângă Ibleam. El a fugit la Megiddo și a murit acolo. Mai întâi i-au ucis pe împărați, fiindcă ei au ieșit în cale. Își continuă incursiunea sa. Versul 30. Iehu a intrat în Israel. Izabela, auzind locul acesta, și-a uns plâncenele și-a împodobit capul, se uita pe fereastră. Și îl întâmpină în șia cu aceeași expresie, ridicând steagul alb: pace, Zimri! Versetul 33. El a zis: aruncați-o jos! Ei au aruncat-o în jos și a zâșnit sângele pe zid și pe cai. Iehu însuși a călcat-o în picioare. Apoi a mâncat și a băut și după aceea le-a zis: duceți-vă și îngropați-o. Întoarceți la capitolul 10, versetul 1. În Samaria erau 70 de fii al lui Ahab. Iehu a scris scrisori și le-a trimis la Samaria căpetenilor din Israel, bătrânilor și îngrijitorilor copiilor lui Ahab. În ele zicea: acum când veți primi scrisoarea aceasta, fiindcă aveți cu voi pe fiii stăpânului vostru, deci copiii fostului împărat, carele și cai, o cetate întărită și arme, vedeți care din fiii stăpânului vostru este cel mai bun și mai vrednic, puneți-i pe scaunul de domnie al tatălui său și luptați pentru casa stăpânului vostru. Adică, vedeți că vin la voi, înarmați-vă, că vă iau cu asalt. Ei s-au temut foarte mult și au zis: iată că doi împărați n-au putut să stea împotrivă. Cum îi vom sta noi împotrivă? Și căpetenia casei împărătești, căpetenia cetății, bătrânii și îngrijitorii copiilor au trimis să spună lui Iehu: noi suntem slujitorii tăi și vom face tot ce ne vei spune, nu vom pune pe nimeni împărat, fă ce vei crede. Le-a trimis o a doua scrisoare, în care a fost extraordinar de crud. Citesc versetul 6. Dacă sunteți ai mei, și dacă ascultați de glasul meu, luați capetele oamenilor acestora, fiii stăpânului vostru, și veniți la mine, mâine la ceasul acesta la Israel. Și a făcut două grămezi cu capetele copiilor lui Ahab, uciși de cei din cetate, astfel l-au întâmpinat pe Iehu. Versetul 11 continui, a lovit pe toți cei ce mai rămăseseră din casa lui Ahab și pe toți mai mari lui, pe prietenii și pe preoții lui și n-a lăsat să scape niciunul.
Apoi s-a sculat și a plecat la Samaria. Când a ajuns la coliba de întâlnire a unor ciobari pe drum, Iehu a dat peste frații lui Ahazia, împăratul lui Iuda, și i-a zis: cine sunteți voi? Ei au răspuns: suntem frații lui Ahazia și ne pocorâm să urăm de bine fiilor împăratului și fiii împărătesc. Iehu a zis: prindeți-i de vii. Și i-au prins de vii și i-au tăiat în număr de 42 la fântâna colibei de întâlnire. Iehu n-a lăsat să scape niciunul. După aceste acte de cruzime, a urmat un alt episod asupra căruia vom poposi imediat. Vreau de aici să înțelegem ceva. Cam așa va face Dumnezeu în final, când se va scula și va face judecată și va face dreptate. Îngerii săi, care sunt de fapt ofițerii și garda lui Dumnezeu, vor fi puși să execute astfel de ordine, fără niciun pic de milă, fără nici o ezitare și fără nicio abatere, când îngerii lui Dumnezeu vor intra în execuție, cum stă scris în cartea Apocalipsei, va fi nimicit orice om și orice căpetenie și nu va scăpa nimeni. Există o vreme de har și când vremea de har expiră, Dumnezeu lovește fără să mai aibă părere de rău. Dumnezeu nu este om care apoi, văzând sângele sau văzând moartea, să revină. Dumnezeu când pedepsește în final, la o hotărâre irevocabilă, cum a fost în cazul lui Ahab, nimicește totul, totului tot. Dumnezeu să ne păzească pe noi și pe toți ai noștri de așa ceva. După ce a terminat cu domeniul militar și religios, adică cu cei care conduc și cu familiile lor, că și Dumnezeu își va începe judecata tot de la cei care sunt în frunte, a urmat domeniul religios, că țara era manipulată de Izabela prin religia introdusă de ea, a Baalilor și a Astartei. Citesc de la versetul 15 și asistăm la ceva din nou foarte spectacular. Dacă domeniul militar a fost domeniul lui, în schimb, Iehu a avut o râvnă pentru Domnul și în domeniul religios. Și oamenii care sunt cu râvnă sunt oamenii buni de folosit și Domnul apelează la ei și îi însărcinează cu diferite lucrări. Plecând de acolo, a întâlnit pe Ionadab fiul lui Recab. Cred că vă dați seama cine este. L-a întrebat de sănătate și a zis: inima ta este tot așa de curată cum este a mea față de a ta? Și Ionadab a răspuns: este. Dacă este, a zis Iehu, dă mâna. Ionadab i-a dat mâna și Iehu l-a luat la el în car. Și a zis: vină cu mine și vei vedea râvna mea pentru Domnul. L-a luat astfel în carul său. Ei, a fost curajos Ionadab să se urce în car la Iehu cu mâna Iehu. Dar haideți să ne urcăm și noi puțin cu el în car să mergem să vedem ce a făcut. Când a ajuns Iehu la Samaria, a ucis, cum am citit deja, pe toți cei din casa lui Ahab, apoi a strâns tot poporul și le-a zis: Ahab a slujit puțin lui Baal, eu însă îi voi sluji mult. Acum chemați la mine pe toți prorocii lui Baal, pe toți slujitorii lui și pe toți preoții lui, fără să lipsească unul. Și cred că nu-și permiteau să nu vină la apel când suna Iehu cu goarna. Căci vreau să aduc o mare jertfă lui Baal, oricine va lipsi va muri. Iehu lucra cu viclenie ca să omoare pe toți slujitorii lui Baal. El a zis: vestiți o sărbătoare în cinstea lui Baal. Și-au vestit-o. A trimis sol în tot Israelul și-au venit toți slujitorii lui Baal. N-a fost unul care să nu fi venit. Am intrat în templul lui Baal, așa încât templul lui Baal s-a umplut de la un capăt până la celălalt. Iehu a zis celui ce păzea odaia cu veșmintele: scoate veșmintele pentru toți slujitorii lui Baal. Și omul acela a scos veșmintele pentru ei. Atunci Iehu a venit în templul lui Baal cu Ionadab fiul Recap și a zis slujitorului lui Baal: căutați și vedeți să nu fie niciun slujitor al Domnului aici, ci să fie numai slujitor de-a lui Baal. Am făcut comparația că nimicirea stil Iehu va fi la sfârșit. Atunci, ținând cont de ce spune Domnul în Evanghelie, că va scoate și va deosebi pe cei buni de cei răi, nu se va întâmpla nicio încurcătură. În final, Dumnezeu îi va alege. Iehu a făcut el o informare suplimentară: căutați, vedeți, nu cumva este vreunul aici. Dacă Iehu nu și-a permis să omoare vreunul din greșeală, credeți că ai Domnului vor fi încurcați să fie împreună cu ceilalți și să fie nimiciți? Nu, dar nici nu cred că vreunul al Domnului s-ar fi dus în templul lui Baal. Cei din Babilonul religios toți vor muri. Dar ce-ar putea căuta acolo un om al lui Dumnezeu? Că locul lor nu este acolo.
și au intrat să aducă jertfe și arderi de tot. Iehu pusese afară 80 de oameni și le zisese: cine va lăsa să scape vreunul din oamenii pe care vi-i dau în mâna voastră, va răspunde de viața lui cu a sa. Când a isprăvit de adus ard de tot, Iehu a zis alergătorilor și căpetenilor: intrați și loviți unul să nu iasă. Și i-au iubit cu ascuțișul săbiei. Alergătorii și căpetenile i-au aruncat acolo și s-au dus până la odaia din fund a templului Baal. Au scos afară stâlpii Astartei din casa lui Baal și i-au ars. Au sfărâmat stâlpul lui Baal, au dărâmat și templul lui Baal și l-au prefăcut într-o hasna de gunoi care a rămas în picioare până în ziua de azi. În strategia lui, Iehu a distrus mai întâi sediul central, că nu este o mare înțelepciune dacă vrei să curbi o lucrare, să radiezi, să umbli la periferie, decât ai numai din coadă de la șarpe crește iară. Pai capul, întotdeauna trebuie văzut care este focarul și pentru popor, pentru idolatria instalată, focarul consta în locașul acela de închinare păgân și în preoții respectivi. Nu facem una ca asta în stil Iehu, nu este treaba noastră. Spun așa doar pentru comparație. De aceea este indicat când suntem implicați într-o lucrare sau alta să observăm care este capul și în ce constă vinovăția centrală, esențială a unei probleme. Îmi spunea un tată care a avut mai mulți copii. Unul dintre ei era un fel de măscărici, un fel de clofn. Și zicea, n-avea rost să-i bat pe toți, nici să-i împraști numai așa câte unul, că doar este frumos să locuiască frații împreună. Luam pe unul, care știam că e capul răutăților, și îl puneam deoparte să stea pe un scăunel. Și toți ceilalți dintr-o dată se linișteau. Trebuie văzut unde este contactul, unde este centrul acelei probleme. După aceea, a implementat disciplina și în teritoriu. Iehu a nimicit pe Baal din mijlocul lui Israel și a fost un curs din două etape înțelepte. După aceea în teritoriu, așa au făcut și alții împărați, Iosia și alții, vom vedea noi la rândul lor. Întâi centru și apoi periferiile și teritoriul în întregime. Până aici despre Iehu, imediat după instalarea lui în slujbă. Rețineți așadar aceste două aspecte. Mai întâi a curățit toată clasa politică și tot neamul lui Ahab și în al doilea rând a nimicit templele și preoții lui Baal. Punctul 2, asupra căruia aș vrea să insistăm, greșelile lui Iehu. Citesc versetul 29. Dar nu s-a abătut de la păcatele lui Roboam fiului Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască și n-a părăsit biței de aur din Betel și Dan. O primă greșeală. Iehu a umblat pe calea lui Roboam. O comparație. Se spune în mod repetat că de la Revoluție încoace au pătruns tare multe lucruri în biserici. Cam așa a făcut Iehu. A eliminat tot ce-i străin, dar tot ce era tradițional, din părinți, din moș strămoș, a rămas intact. Asta ar însemna să scoatem tot ce a intrat de după Revoluție, dar toată tradiția să rămână pe rol. Am rezolvat mare lucru? Exact așa a făcut și Iehu. El n-a făcut nimic altceva decât să întoarcă istoria în momentul de unde a început Ahab și Izabela să o deturneze. Până unde trebuia să o întoarcă el? Până la Solomon, până la David. Dar el n-a scos decât elementele străine, cele tradiționale le-a lăsat. Și frecvent întâlnim astfel de oameni care acuză anumite lucruri apărute pe parcurs, dar nu sunt în stare să pună punctul pe ei, să elimine, să anuleze tot ce e rău, făcând o reînnoire și o reformă până la principiile biblice. El a revenit la calea lui Ieroboam. Cât a fost el de pornit pe Ahab, pe Baal, nu trebuia decât să rămână în tempoul acesta. Îi știa poporul de frică, avea armata în jurul lui, avea toate posibilitățile la îndemână. Dar astea sunt doar resurse omenești. Eu cred că resursa fundamentală la care el putea apela era Dumnezeu care i-a dat tronul. Cu ce scop l-a pus Dumnezeu? Doar să-l elimine pe Ahab? Asta într-o primă fază. Dar chiar și numai atât. Ahab numai atât avea rău. Ahab numai prin Baal era reprezentat. Ne întoarcem puțin în urmă la 1 Împărați 16. Versetul 31, unde este descris Ahab.
fii ca și cum ar fi fost puțin lucru pentru el să se dea la păcatele lui Roboam fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă pe Izabela și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. Deci Iehu a tăiat capul și membrele lui Ahab, dar picioarele au rămas, n-a rezolvat problema în întregime. De aceea, și vom vedea noi și alte elemente, l-am numit omul jumătăților de măsură. Și a rămas în analele istoriei Iehu ca omul care a făcut ce nu este plăcut înaintea Domnului. Măcar că din tot ce v-am citit și chiar am apelat la detalii, a avut așa râvnă pentru Domnul. Râvna lui s-a împotmolit în fața noțiunilor tradiționale. Atât este de greu să scoți lucrurile vechi. Lucrurile noi mai ușor le scoți. Spui, fraților, cum era când am primit? Da, dacă a primit careva ceva greșit, alea cum le mai scoatem? De alea nici nu mai vorbim. În cele mai frecvente cazuri se face referire doar la lucrurile rele stricate, la cele mai grave și la cele intrate de ultimă oră. Cele vechi le-am uitat deja, ne-am obișnuit cu ele. Nu este redată nici măcar o încercare a lui Iehu de a elimina viței. Poate uneori Dumnezeu, care notează și gândurile, nu numai faptele, i-ar fi dat o notă bună pentru intenția lui de a face ceva, de a încerca să rezolve lucrurile. Dar el s-a oprit aici. Fiii lui au călcat pe aceleași urme. Vă spuneam că a fost cea mai lungă dinastie. Citim din capitolul 13 de la versetul 1. A început să domnească peste Israel la Samaria Iohaz, fiul lui Iehu. A domnit 17 ani. El a făcut ce este rău înaintea Domnului și a săvârșit aceleași păcate ca Ieroboam fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască și nu s-a abătut de la ele. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel, nu pentru Baal, ci pentru viței. Și a dat în mâinile lui Hazael împăratul Siriei și în mâinile lui Ben-Hadad fiul lui Hazael tot timpul cât au trăit împărații aceștia. A urmat un altul, Ioas, citiți de la versetul 10. A domnit 16 ani. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. Și rău de unde rămânsese? De la tatăl său, care a făcut o reformă pe jumătate. Nu s-a abătut de la niciunul din păcatele lui Roboam fiul lui Nebat, care a făcut pe Israel să păcătuiască și s-a dedat la ele ca și el. Întoarceți la capitolul 14, versul 23. În al 15 an al lui Amasia fiul lui Ioas, împăratul Iuda, a început să domnească la Samaria Ieroboam, al doilea fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, a domnit 41 de ani. Deci n-au eliminat niciunul dintre ei urciunile acelea două, viței aceia de la Dan și de la Berșeba. Cel de-al patrulea, spune în capitolul 15, nici n-a mai fost suportat de Dumnezeu prea mult, a domnit, spune în versetul 8, numai 6 luni. El a făcut ce este rău înaintea Domnului ca și părinții lui. Nu s-a abătut de la păcatele lui Roboam fiului Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. Versetul 12. Astfel s-a împlinit ce spusese lui Iehu Domnul când zisese: fii tăi până al patrulea neam vor ședea pe scaunul de domnia lui Israel. Atât. Pentru jumătatea lui bună, Domnul a răsplătit cu 4 generații care se moștenească tronul. Dar nu cu mântuire și nu cu răsplată veșnică. A fost răsplătit aici. Rețineți așadar această primă greșeală a lui Iehu. A înlăturat pe Baal, dar a rămas în chinarea la veței. Și luați-o cum vreți aplicația practică, sunt unii care fac reformă în unele domenii, dar sunt altele și în mod special cele tradiționale în care nu mișcă nimic. O explicație, cred, a acestei greșeli. Citesc în 10 cu 31. Totuși Iehu n-a luat seama să umble din toată inima lui în legea Domnului Dumnezeului lui Israel și nu s-a abătut de la păcatele în care târâs Ieroboam pe Israel. De ce credeți că nu a făcut Iehu reforma întreagă? Cred că din lipsă de legea Domnului și de oameni a lui Dumnezeu. Întoarceți împreună cu mine la 2 Cronici 15, versetul 3. Scrie aici: multă vreme Israel a fost fără Dumnezeu cel adevărat, fără preot care să învețe pe oameni și fără lege. Iehu nu avea un templu al Domnului în țară, n-avea preoți consacrați și cu cei de la Ierusalim nu ținea legătura. Iată de ce unii nu fac o reformă întreagă.
fiindcă nu au oameni care să o propovăduiască așa cum ar trebui să se întoarcă și nu au un cadru potrivit în care să se întoarcă. Dacă Iehu ar fi luat legătura cu cei de la Ierusalim, cu cei din templu, se deschide și el un templu în cele 10 seminții, să aducă preoți de acolo, altfel suna problema. Dar se întâmplă, cum spune în Cartea Proverbelor și în Eclesiastul, că nebunul nu se duce la cei înțelepți ca să fie mustrat. Cum se face că în alte domenii știu oamenii cum să fac? Și spunea Domnul Luca 16 că fiii viacului sunt mai înțelepți ca fiii luminii. Dar în domeniul religios, după ce să se îndrepte, cu ce să conștientizeze Iehu poporul în țară, să le spună renunțați la viței? Și ei puteau să spună, da, cum adică, ăsta e Dumnezeu care ne-a scos din țara Egiptului. Așa a spus tata, așa a spus bunicul, dar nu se poate altfel. Cine să schimbe mentalitatea poporului? De aceea, băgați de seamă unde vă trimiteți copiii, unde umblați, căci mediul la care vă cuplați vă va determina viața de credință. Dacă nu ținem legătura cu oameni mai spirituali, mai duhovnicești, nu vom deveni niciodată. Așa de la sine nu ne putem transforma noi în carapacea noastră. Dar dacă luăm legătura cu alții, avem toate șansele să ne schimbăm. De aceea, țineți legătura cu oamenii lui Dumnezeu, că altfel este grea și imposibilă chiar reforma. Nu te poți schimba dacă n-ai un model, dacă n-ai un sistem instituțional. Nu se poate face o mișcare spirituală fără cuvânt, fără oamenii lui Dumnezeu care să transmită mesajul. Domnul a refăcut viața spirituală a Israelului, că a trimis ucenicii în toate părțile și apoi pe ceilalți după instalarea bisericii în toată lumea. Tot din versetul acesta mai înțeleg un motiv al greșelilor lui Iehu. Iehu n-a luat seama să umble din toată inima. A fost o lipsă de sinceritate la Iehu. N-a fost inima întreagă dată Domnului. Eu nu știu dacă asta a avut de-a face și cu faptul că ani de zile l-a slujit pe Ahab și s-a obișnuit cu compromisuri. Nu știu. Dar după ce Domnul l-a instalat, n-a fost 100% hotărât pentru Domnul. N-a fost atent în totalitate. Și Dumnezeu nu ne vrea să ne schimbăm, da așa oarecum. Biblia ne spune să umblăm ca niște înțelepți și în toate lucrurile să facem voia lui Dumnezeu, să băgăm de seamă, să ținem cont de orice lucru care ne se pare rău și să ne ferim de el. Să luăm seama la vorbirea noastră, la umbletele noastre, în totalitate, cu mare atenție și în sfințenie. Și ni se întâmplă nu de puține ori când discutăm cu unii, dar îi sesizăm noi, nu crezi că ar trebui să reformezi în cutare domeniu? Spunea, a, frate, acum nu fi prea neprihănit peste măsură de sfânt. Nu, nu, dar dacă vreți să ne pocăim, să-i placă Domnului, veniți să manifestăm maximă atenție, o totală veghere, un total interes pentru lucrarea Domnului. N-a luat seama. Și păcatul, spune în Evrei 12, că ne înfășoară așa de lesne, numai cu mare atenție, dacă nu te lasă să ducă cine vrea și unde vrea. Când te cheamă cineva într-o lucrare, judeci, e bine sau nu e bine? Te rogi și dacă Domnul te conștientizează în domeniul ăsta, trebuie să fac reformă sau nu trebuie să fac reformă? Fii atent, nu le lăsa așa la jumătate, că nu-i place lui Dumnezeu. Iehu, din acest punct de vedere, a fost omul care nu și-a înțeles toată chemarea. A funcționat doar la jumătate de măsură. Și vreau să încheiem punctând în rezumat viața lui Iehu. Am împărțit-o în două părți. În partea întâi, se nimicească, după cum mi-a fost profețit, casa lui Ahab a făcut-o de nota 10. Adică n-a scăpat nimeni, a terminat foarte repede cu ei, a nimicit preoții lui Baal, dar în partea a doua, el n-a promovat. Amintiți-vă de tânărul bogat. A spus, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă. Dacă ar fi fost întrebat Iehu, ai păzit cuvântul Domnului? Cu lux de amănunt. Am nimicit casa lui Ahab. Și Domnul îi zice tânărului bogat, îți mai lipsește un lucru? Și la Ahab îi spune, îți mai lipsește ceva, ce ai făcut cu Baal și Astarteia. Du-te, fă cu viței lui Roboam. Vă las să constate singur fiecare pentru el care ți este Baalul și care sunt viței. Unele le-am eliminat, altele trebuie să le eliminăm.
La unele poți să iei nota 10, dacă la celelalte nu e notă de trecere, rămâi nepromovat. Totuși, în 10:32 scrie așa: pe vremea aceea Domnul a început să taie câte o bucată din ținutul lui Israel. Și Hazael i-a bătut la toate hotarele lui Israel. Și Iehu tot nu s-a trezit. Cum spuneam și la alții împărați, au început pedepsele Domnului. 13:4. Ioahas a rugat Domnului, este vorba de fiul lui Iehu. Domnul a ascultat când a văzut apăsarea sub care îi ținea împăratul Siriei. Și Domnul a dat un izbăvitor lui Israel. Văd durerea lui Dumnezeu pe de-o parte că nu vroiau să se pocăiască și pe de-altă parte mila lui că îi mai izbăvea câteodată. Le mai dădea câte o biruință. 14:25. Ieroboam a luat înapoi hotarele lui Israel de la intrarea Hamatului până la Marea Câmpiei, după cuvântul pe care rostise Domnul Dumnezeu lui Israel prin robul său Iona, prorocul, fiul lui Amitai din Gat-Hefer. Căci Domnul a văzut că necazul lui Israel nu se prea mare. A văzut și strâmtorarea în care se aflau și robii și oamenii slobozi, fără să fie cineva care să vină în ajutorul lui Israel. Domnul nu hotărâse să șteargă numele lui Israel de sub ceruri și a izbăvit prin Ieroboam fiul lui Ioas. Cât au fost ei de răi și nu s-au pocăit în întregime, și totuși Domnul, bunătatea lui, s-a îndurat de ei și nu i-a nimicit de tot. Poate ne întrebăm în dreptul unora care stau așa pocăiți la jumătate. Și în mod special vom vedea noi la unul din împărații lui Israel, poate chiar la mai mulți, starea aceasta. Și cred că aceasta este starea cea mai reprezentativă pentru vremea noastră. Nu ne lăsăm de pocăință, dar nici nu ne pocăim așa cum trebuie. Este exact starea Laodiceei, nici rece, nici înclocot. Căldicei. Domnul mai ne dă câte un necaz, după aceea ne rugăm și se îndură de noi. Dar ați văzut, răi fiind, Domnul s-a îndurat de ei și asta n-a fost semnul că i-a mântuit și că i-a iertat. Dar nu facem reformă în toate domeniile. Câte domenii ar fi de reformă? Cred că s-au amintit și para-amintit. Și la urmă urme fiecare știe viața lui. Îmi spunea recent cineva că a avut un vis pe care l-a luat ca din partea Domnului, în care i s-a spus: te rogi și slujești Domnului în mod superficial. Nu intri înaintea Domnului cu toată inima așa cum ar trebui. Haideți să ne cercetăm. Suntem un Iehu care facem reformă pe jumătate? Suntem astfel niște farisei care spunem: eu postesc, eu n-am televizor, eu nu curvesc, dar cu minciunile cum stai? Dar cu vorbirea de rău? Dar cu ajutorul care îl faci pentru alții? Și sunt atâtea și atâtea domenii că diavolul este policalificat. Și te lasă să te pocăiești într-un anumit domenii, bancă să te lauzi cu neprihănirea ta, să spui că nimeni nu-i ca tine. Să poți să afirmi: eu sunt un Iehu. Când au încercat pe mine să mă ducă la rău, le-am spus: ori treceți înapoi a mea, ori gata cu voi. Revoluționar pe jumătate. Tu distrugi tot ce e rău până la un punct. Și apoi aduși tămâie la viței. Nu uitați, uneori se spune că dintr-o pleiadă de versete și dintr-o narațiune lungă este greu de ținut minte ceva. Să țineți minte punctele esențiale. Unii copii s-au obișnuit și notează doar ideea. Iehu a greșit că a făcut reformă de jumătate. Și doi, el n-a putut face o reformă întreagă, că n-a avut templu și preoța lui Dumnezeu și n-a avut o inimă întreagă dată Domnului să fie cu râvna care a dovedit-o până la un punct. Să rugăm pe Domnul să ne dea harul să reformăm în întregime, cu inima întreagă. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.